Medicii de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga au decis să arate cum este intubat un pacient infectat cu noul coronavirus. Astfel, pe pagina de Facebook a instituției a fost publicat un video cu momentul intubării unui pacient cu COVID-19. Colaboratorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițianu și ai Departamentului Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga au modificat procedurile cu cel mai înalt risc de infectare a personalului, trecerea la ventilație mecanică, intubarea orotraheală și deser de ventilator, detubarea, cu reducerea la maximum a riscului de infectare a personalului medical, se menționează în descrierea imaginilor video. Acest video a fost realizat cu acordul pacientului. Între timp, precizăm că până acum în Republica Moldova au fost confirmate peste 1050 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre acestea peste 100 sunt de import și aproape 1000 sunt cu transmitere locală.